sunt Stella și am să pregătesc o salată cu scoici. Aici am 500 de grame de scoici înghețate pe care le voi fierbe. Deci se pun la fiert în momentul când începe apa să fiarbă, le fierbem 5 minute. În apă adăugăm și o linguriță de sare. Următorul ingredient pe care îl pregătim pentru salată este morcovul. Deci cât fierb scoicele, îmi dau aici prin răzătoare un morcov. Următorul ingredient, am salata iceberg sau puteți folosi orice fel de salată cu frunze verzi. Deci este la alegerea dumneavoastră ce tip de salată preferați. Eu o tot cu cuțitul, se poate rupe și cu mâna, dar în cazul la această salată doresc să fie mai măruntă și o tot cu cuțitul. Următorul ingredient vom folosi o ceapă. La mine salata, dacă nu are ceapă, nu e salată. Următorul ingredient este un avocado. Cum doriți, așa îl scoateți. V-am arătat ambele metode. Fie întâi cu lingura, apoi îl tocați, fie îl tocați, apoi îl scoateți cu lingura. Așa. Și acum punem și morcovul aici. Amestecăm un pic legumele. Eu am montat într-un vas mai mare, într-o farfurie mai mare, dar se poate monta în porții separat. Așa, deasupra folosim în jur de o lingură jumate de maioneză. Maioneza am pregătit-o în casă. Am să vă las link-ul exact, o să-l vedeți pe ecran, o să vă apară la sfârșit de video, exact cum prepar eu maioneza. Adăugăm și scoicile. Este o salată potrivită pentru masa de cină. Este sănătoasă. În același timp hrănitoare. Și iarăși venim cu un pic de maioneză. Deci în total se folosește, v-am zis, în jur de o lingură jumate. Nu folosim mai mult. Bine, dacă vă place mai mult, pe sigur puteți să folosiți și o cantitate mai mare. Și la sfârșit adăugăm pe aici, pe acolo, câteva nuci. Eu vă recomand cu drag să pregătiți această salată. Este o salată sănătoasă și foarte gustoasă.